De asemenea, vor fi efectuate lucrări și pe partea carosabilă a pasajelor, constând în înlocuirea dalelor interioare și exterioare existente din beton cu dale elastice specifice traficului greu și foarte greu, precum și lucrări pentru asigurarea vizibilității trecerilor la nivel cu calea ferată prin curățarea vegetației pe o rază de 150 de metri.